dragi, vreau să vă prezint o serie nouă de cărți apărută la editura DPH E vorba despre biografiile, personalităților, culturii mondiale. Deocamdată sunt disponibile aceste trei titluri, Marie Curie, Mozart și Leonardo da Vinci. Ce ne-a plăcut foarte mult este că povestea e spusă din punctul de vedere al personalității cu pricina. Mă numesc Marie Curie, sunt fizician și chimist, câștigătoarea a premiului Nobel, în timpul vieții mele am realizat mai multe descoperiri științifice inovatoare, am ajutat la dezvoltarea radiografiei și am contribuit la lupta împotriva cancerului. urmărește în povestea de la începuturile mele modeste în Polonia până am devenit un pionier în domeniul științei. Aici facem cunoștință cu familia ei, a fost cea mai mică dintre cei cinci copii, a crescut în Polonia, în Varșovia, Mama ei a murit când avea doar 10 ani. Uh, ea a insistat să uh, meargă la școală. Tatăl ei, ca și mama ei, de altfel, uh, au fost profesori. Uh, pentru că nu s-au descurcat foarte bine cu banii, a făcut o înțelegere cu sora ei și și-au -și plătit una alteia uh, studiile. Apoi, ea l-a cunoscut pe soțul ei și. Uh, Experimentele și cercetarea lor împreună a dus la descoperirea uh, radiului. Uh, bineînțeles că ei au început să aibă probleme de sănătate pentru că nu știau că trebuie să se protejeze împotriva radiațiilor. De altfel, soțul ei a și murit uh, nu înainte de a primi alături de ea. Uh, premiul Nobel, de altfel, Marie Curie este uh, prima femeie care a primit premiul Nobel. Uh, a primit, de fapt, premiul Nobel de două ori la rând. Uh, după ce soțul ei a murit, ea și-a continuat munca, a participat la uh, îngrijirea uh, soldaților răniți în timpul uh, primului război mondial, uh, apoi. Uh, după ce a murit, a fost mormântată împreună cu soțul ei în Panteonul din Paris. Fica ei a continuat munca și a murit și ea de afecțiuni produse de iradiere, iar nepoata lui Marie Curie, adică fata ficei, a fost și ea cercetător. Și la sfârșitul fiecare cărți avem acest fir al timpului în care putem urmări cele mai importante detalii din viața personalității pe care cartea o urmărește în poveste, aici aflăm povestea lui Mozart, află cum a devenit unul dintre cei mai mari compozitori din toate timpurile, um, aflăm aici că părinții lui au fost Leopold și Maria Pertl Mozart, a avut o soră mai mare, Maria Ana, um, Nannerl îi se spunea surorii lui uh, și aflăm cum a devenit el un atât de apreciat și um, cunoscut compozitor, doar îl răsfăiesc pe acestea două pentru că nu vreau să fac clipul prea lung. Aici aflăm povestea lui Leonardo da Vinci, care ne spune povestea vieții lui. Pentru a picta cu precizie corpul uman în toată frumusețea lui, este necesar să înțelegi cu adevărat cum funcționează nu orice pictor și sculptor a studiat anatomia așa cum am studiat-o eu, de aceea voi fi amintit și admirat de-a lungul istoriei pentru lucrările mele de artă, uimitor de detaliate. Aflăm că Leonardo s-a născut în perioada renașterii în aprilie 1452, acum văd care aceeași zi de naștere ca fetița mea. Um... Numele Da Vinci înseamnă pur și simplu că el s-a născut, vine de la Vinci, orașul din Toscana, aproape de care s-a născut. Mama lui, Caterina, era foarte sărat, săracă, iar mama și tatăl lui nu s-au căsătorit niciodată. Și aflăm mai departe cum a învățat, cum a studiat, cum a exersat, cum a ajuns să picteze câteva dintre cele mai importante um, opere din întreaga lume. Acestea sunt, așadar le găsiți la editura de pH și cred că acum sunt și uh, reduse. Uh, eu vă mulțumesc că ne-ați urmărit și uh, sper că v-am adus o veste bună cu aceste cărți.